Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Am vrea să vă spunem, prieteni, ce ni s-a întâmplat în această ce dimineață mi s-a aici. Întâmplat? Pentru că eu m-am trezit la 4 jumate, m-am trezit, mă rodea stomacul de foame. Nu rău. Cred. Ba da. Și ieri aveai calorii pentru el. Ieri am mâncat 2 banane. Una la 5 dimineața, una la 8 jumate și am mai mâncat seara o jumătate de pâine caldă cu unt și cu brânză și cu cașcavaș. E bun. Astea. Asta ai mâncat tot ieri? Da. La prânz și nimic? Nimic. Și am avut drumuri de făcut, nu știu ce. Deci la 4 dimineața, practic, leșinam în somn de foame. Așa că m-am trezit, am mâncat o banană și am venit la birou, am o banană. Aș vrea să o donez, pentru că domnul Zafiu a venit cu, practic, o găleată de dobrogene calde și pateuțe, cu brânzică toate. Așa că donez o banană. Ai avut probleme acolo, n-a tăbărât lumea pe tine? Ba da. N-a vociferat nimeni. Deci? N-a vociferat nimeni, însă coada era foarte lungă. E până acolo spre metrou. Acolo e mereu. Mamă, și eu mereu când sunt la cozi de-astea, la da, produsele de genul ăsta, nu. Am emoții mari și mă uit pe șunca din fasole, cum ar veni în vitrină, să văd produsul meu și mereu stau cu emoții. Mamă, și mi s-a întâmplat de câteva ori. Să nu mai bă, fixă la ultimul din față. Erau 6-7 persoane și și-au luat fiecare ce-a vrut. Și la ultimul. Exact. Ultimul, ce șanse sunt? Super frustrat. Venea și zicea, dați-mi și mie 25, vă rog. Da. Și se prăbușește universul. Păi erau, cred că erau vreo 30-35 de persoane în spatele meu. Că n-a durat un pic. Dar eu n-am întrebat, noi n-am zis câte. Am zis câte dobrogene mai aveți. A, nu, cred. Știi, cam așa a fost. Doi au făcut infarct. Dați-le pe toate. Da, mă, se fac repede. Într-o oră, două, sunt gata. Da, da, da. Ai fugit repede, nu? Am fugit repede. Parcă aseam mașina fix în față și am fugit repede. Da. Deci, domnul Zafiu, pentru că dumneavoastră ne-ați adus dobrogene, da, să știți că ne-am gândit să vă mulțumim și noi, într-un fel. Și mai ales că este aveți ziua o dedicație. Duminică, da. Da, duminică și avem ziua cadou. Stai așa să scot dacii. Aici se află un cadou. Un card. Mă, trebuia să-i dai cu punga. Auzi? Aia mare, să creadă că a venit plasmă. Ia atent cu punga mare. Un card la patiseria asta. Uite cât am mai punga aia. Are o punga mare și în punga te rog să închizi mică microfonul ca să poți să desfaci hârtia în timp ce noi vorbim. Deci domnul Zafiu, este ziua domnului Zafiu, mai exact duminică. Duminică. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, nu știu ce. Și așa că el ne-a adus dobrogene și noi am adus diferite lucruri. Și să ne spună ce a primit. Ia zi, mă, tată, ce ai acolo? Ce ai acolo, domnul? Să zicem noi nu că noi știm. Asta. Desfă-l. Ceva cu cartofi. Fii violent. Ceva cu cartofi. Pentru că știm că te-ai apucat de gătit și te-ai și tăiat la degețel într-o zi, în timp ce încercai să tai o ceapă. La degețelul meu sensibil, te rog frumos. Da. Ți-am luat un agregat de tăiat. Ca știm să nu te mai tai. Da. Și să tai cartofi cu el. Da, să faci cartofi pai. Asta e de făcut cartofi pai. Asta ca să ne răzbunăm că ne-ai adus dobrogene. Are trei site de trei dimensiuni diferite. Pui cartoful, tragi de manetă și hât să ai cartofi pai. Și încep un cartof. Mi se pare o minune a tehnice. Practic. Ulei. Da. Ideea e că aș vrea să ni-l împrumut și nouă pe rând. Că mi-aș lua și eu. Să verificăm cum e de marcă, e treabă. Și ai mai primit încă ceva. S-a mai primit ceva, să știi. Acum ți-a luat de la sport, închide, te rog, microfonul. Pai noștri! Închide, te rog, microfonul, nu te mai emoționa. E mai nou la radio, nu știe cum e asta, dacă faci zgomot în față. Lasă-mă, dar e un foșnet plăcut. Da, lasă, deci, ale. Domnul Zafiu, a mai primit ceva. Mi-a spus și prețul aici. Nu. Băi, ce-i făcut, mă? Măi, uite, nu, preț, e prețul aici. Nu, e șters. E de la șters. Mamă, nu cred. Sper că te-am nimerit, e XL. Era greu să nu-l liberești fiind XL. Băi, mulțumesc tare mult. Ce Liverpool. E tricou cu Liverpool, ce să mai... Scrie pe el, you'll never walk alone. Dacă mă încape, îl îmbrac chiar acum. Te rog. Mulțumesc să sănătos, să fii sănătos, George, la mulți ani. Să rămână, mulțumesc tare mult. Să fii fericit, la audiențe cât mai mari, distracție mare și cât mai multe vacanțe în vurvur. În vurvur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.